Rugăciune pentru pace. Papa Ioan Paul al II-lea, 1991. Dumnezeul părinților noștri, mare și milostiv, Domn al păcii și al vieții, Tatăl tuturor, Tu ai planuri de pace și nu de suferință. Condamni războaiele și nimicești mândria celor violenți. Tu l-ai trimis pe Fiul Tău Iisus pentru a proclama pacea celor de aproape și celor de departe, pentru a-i reuni pe oamenii din fiecare rasă și din fiecare neam într-o singură familie. Ascultă strigătul unanim al copiilor Tăi, rugămintea sinceră a întregii omeniri, să nu mai existe vreodată război, aventură fără întoarcere, să nu mai existe vreodată război, spirală de doliu și de violență. Fă să înceteze acest război, amenințare pentru creaturile Tale, în cer, pe uscat și pe mare. În comuniune cu Maria, Maica lui Iisus, noi Te implorăm, vorbește inimilor celor responsabili pentru soarta popoarelor, oprește logica retorsiunii și a răzbunării, sugerează noi soluții cu Duhul Tău, gesturi generoase și onorabile, spații de dialog și de așteptare răbdătoare mai rotnice decât termenele pripite ale războiului. Dăruiește timpului nostru pace. Să nu mai existe vreodată război. Amin.